Salutare, popor! Eu sunt Tron, aici alături de Zandrei și bine v-am găsit Salut! la un nou episod din seria noastră de Survival pe 1.10.2. Și înainte de a începe, nu uitați să dați, fraților, multe, 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 multe like-uri până Like-uri! moare Andrei de supărare. Am cam curând. Dacă ne susțineți, bineînțeles, vreți să continuăm seria, v-a plăcut intro-ul? Da, sper că deci chiar vrei să editezi chestia acolo? Nu, nu o să editez, gen o să pun la începutul clipului. Da? Că mi-ai curul. Mi-a plăcut asta. Ia zi, Roni, de ce ai făcut această greșeală? Ah, pentru că mi s-a întâmplat în creier, boss, în Salutare subconștient. tuturor, sunt Andrei și tu ai... Bă, tu ai crezut că ești un zeu, nu-i bine, gen. Ia de aici, zeule. Du-te, bă, de aici. Hai încoace. Oameni buni, o să ne apucăm să facem o căsuță temporară care o să rămână aici și da, știm că am lăsat acele stacuri de mâncare în casa Da, din acel sătuc, dar știm oricum... că ne-am dat seama că n-am ajuns aici, Da, ne-am dat seama că n-am ajuns aici, dar oricum avem face aici. Ne facem o căsuță temporară în munte pentru că n-are rost să ne apucăm de castel, că foarte mult cobblestone și stone brick și chestii, ne știi? amenajăm așa un șantier de lucru. Și de ce am nevoie în primul rând? Fii antrenă, Roni, du-te și apucă-te fix acolo, la intrarea în muntele ăla, acolo unde se intră așa în munte frumos, Da. adânc. Apucă-te și tu și fă ceva acasă, fac acum un țarc pentru vacile astea, să le și mulțim și chestii. Ia să așa că mi-e niște iron. Deci să-mi las și eu itemele aici, oameni buni, deci oricum o să trăim, avem destul de mâncare, bă, da, că mă gândesc aici. Băi. Da, băi. Nu mai avem iron? Nu știu de ce. Nu știi de ce nu mai avem sau nu știi nu mai avem de ce? Nu știu virgulă de ce. La ce ai nevoie de aer, mai promenește domnule? Bă, chiar așa, dăm găleata înapoi. Aul, bă, mă despre greata asta. Și găleata ta unde-i? E una greată! Păi că ți-am dat găleata, mâncam eu curând dovadă video. Taci pleacă. Taci și acasă. Bun, Stai așa să facem văd. repede niște bețe. Și am nevoie de mai multe bețe, deci mai facem niște bețe, oameni buni. Salutare tuturor, eu sunt... Cum ar fi eu să fac intro? Salutare tuturor, eu sunt Roni alături de Andrei. Da, dar cât de Și des după... auzi Deci vă textul dați ăla? seama, oameni buni, că în acel moment creierul lui Roni era ceva gen loading. No, creierul meu era cea de genul This version requires a 64-bit version. Blue screen. Nu, creierul lui Roni a dat blue screen și gata. No, 12 frames-uri. Oh, pe bă, nu fa bă, la intra, nu facem în munte. Stai că, deci am pregătit, am în cap, Andrei, un plan de bază temporară. Noi numai cu bază temporară avem E the aici. mindfuck, nu? Deci o să fie ceva genial, dă-te vaca. Mind blowing. Stai așa să pun niște dirt. Să punem vacile aici la colț. O să fie un om rău și o să pun vacile la colț, oameni buni. Cel mai rău om de pe fața pământului. Pa, 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 pa. Uite, fix aici o să le pun boss. No beton. O să fie genial. Genial? Genial. Genial? Genial. De ce facem Genial. așa? Unde? Ok, te rog frumos, mă ajut să împingi tu vacile până face aia. Împinge tu vaci, Dacă... boss. Am venit să-l împins vagon aici. Du-te mă și împingi tu vaca aia, Roni. Care vacă? Vacoane. Împingi vacoane. Asta? Orice vacă, frate, bagă acolo vacă, ești de bun la chef. Nu mă simt ok că fac chestia asta. De ce? Aoleu, ce faci cu vaca aia, Roni? Sau o Dar nu fi vrea, ce deci faci? dau pedală peste cap, îi dau o lopată, nu mai știe cum o cheamă. Dar nu vrea, n-avem grâu, mă. Nu, as far as I see here. No wheat for you. Deci trebuie să... Ceaba. Fac piciorul. Am o idee genială. N-avem fier. De ce n-avem fier, Roni? Ce ai făcut cu Te fierul? întrebam și eu. Bă, ce ai făcut cu fierul? L-am mâncat. Ce? Da, eram anemic. L-am mâncat, mi-e doctor, au zis. Ce a zis Trebuie doctorul? Nu-i fier? să mănânc fier. Nice. E bine, Și e bine. cum altfel să scap de anemie decât să mănânc Bă, șurubel? de să moară Gibilan. Boss, deci am dat aici. Da. Spune-mi de ce nu crește că pe mine mă dovedește. Deci să-mi bat piciorul. Ce mă? Ce nu-ți merge? Știi că am dat gen pe sapling-ul ăsta. Roni, am consumat 13 oase, însemnând 13 ori 3, 39 de bone meal și tot n-am crescut. Serios? Da? Hai să explic. Păi nu mai am bone meal. Nu mai am oase deloc. Pentru că No. ăsta e oak din ăla, mă. Da, și? Geniule, stai să explic. Și ce? Trebuie să fii Și 4 de astea? de... Nu cred. E doar Gata, că mă. oak, boss. Nu poți să crești unul singur? Nu. Ia, dă cu Serios? osul. Pe n-am os.
A, și toate oasele ce le aveam, le-am pus aici la comun, în cufăr, că doar... E, asta e, oameni buni, n-am știut. Ne-ai delapidat. Am rămas fără oase. Ronin, vrei să te tai să avem oase sau... Nu, bă, că... dacă am fi în rast, ar merge. Da. Nu cred că poți să-mi tai skin-ul, nu o să dropez oase. Nu o să dropez oase. This is good. This is good. Bam. Lasă-mă aici să... Deci, să pun... Deci vreau să fac exact partea, fațada exterioară a casei epice. O să fie o casă epică ce fac aici, Andrei. Da. Chestie epică. Nu știu ce, dar nu te cred, sincer, dar e ok. Păi, problema ta. Problema mea? Da. Bă, ăsta. Bă, e tu ăsta. A, da, bă, și frazul, să știți că aveți linkul de download al hărții, am uitat să spun, ok? Aveți linkul de download al hărții în descriere, pentru că din 10 în 10 episoade... Să nu vii la mine? Din 10 în 10 episoade, chit că n-am făcut mai nimic până acum, știi, așa ca idee, dar... ca să vă obișnim, bă, că din 10 în 10 episoade o să aveți link-ul de download al hărții, pentru că ne apucăm să facem chestii faine. Eu o să le fac, Ronin nu se prea pricepe la design, dar ok. Bă, ăsta, deci nici... Wow! Deci fii atent până la finalul episodului, o să rămâi cu gura căscată. Fii atent! Ce o să rămân cu gura? A, ce faci, Marcele? Uite, bă, să uita la mine, nu face... Într-un fel sau altul, tot rămâi cu gura căscată. Aolo, nu știu ce, dar... Nu m-am gândit la chestii bune. Fii atent aici ce construcție face Ronin. Vrăjitor pe aici. Bă, dar zona chiar am făcut-o bine. Mai trebuie să mai punem niște torți aici la vrăjitorul curului, că s-a spawnat urât sau poate a venit sau... Așa se rezolvă cu gravelul. Mânca mi-ar gravelul curul. Yes! I-am bătut pe fraierii ăștia. Deci cea mai multe torțe, oricum mobi o să cadă așa de la deal. Unfortunately, but ok. Da, în principiu, frate, am luminat o mare parte și trebuie să îl bat pe gicuțul ăsta. Oh, mi-a dropat arc. Avem arc, Rani. Ești fericit? Sunt fericit. Și mă simt bine. Am un bow. Un bow, adică arc, nu bow, adică Rani. Gen. Și am un bow. Vedeți, bă? Ce ai tu? Bow. Ce bow? Acum mă gândeam să-i fac țarc. Da, mă. Ronnie, I see what you did here. Something is wrong. Ok, o să continui mai departe țarcul. Putem băga și noi vacile. Au ieșit toate vacile. Bravo, Ronnie. Felicitări. Oricum stau acolo în zonă. Eu sunt ocupat aici cu construcția, boss. Aolo, arhitectură, trebuie să cu tenu... cred că nu te deranjează dacă genii o altă culoare, nu? Adică, pana mea, asta e, se mai întâmplă. Bă, ce? Deci dacă asta e cretină, deci îi dau un capac. Deci o să-i dau un cap, Ironi, n-ai idee. Băgam pe sinceră, bă, dați, cretine faci. Nu, hai, intră, fă. Cum, de ce nu avem cărbune? Pentru că nu avem cărbune. Gata, a intrat una. O, Doamne. Sper să intre și asta de bună văi și nesălută de nimeni. Hai, te rog eu frumos, hai. Sunt fericit. Și, Ronnie a intrat, yes. Voi două, nu mai stau să-mi pierd eu timpul cu voi două, vă tai direct, vă tai, vă feliez, cu talent vă decupez. Nu, vă tai, bam. Da, da. Tocmai ce am realizat ceva. Ce? Ești ghi? Nu, fii atent. Altceva, ce? Nu aveam cărbune. Așa și? A, da. Uite cărbunele ăla din munte, nu? Nu. A, că poți prăji cu lavă. Da. Nu? Ce zici, dacă sar nimeresc acolo? A, nu. Vine un zombie. Te-am salvat, te-am salvat viața. Te-ar fi împins în lavă și lava ți-ar fi ars oasele. Da, și ar fi murit în chin, nu știu pe mi-aș fi dat respawn la pat. Bă, da, chiar nu ne putem cruta, boss. Uite, așa se face, frate. Am o idee genială. Că știți că noi ne-am lăsat foarte multe iteme, dar nu ne-am culcat, bag piciorul. Mă gândeam că gen ne puteam să ne omorâm, cum se numește, mă? Mie, explozie. Habar n-am ce vrei să zici. Dar gen, m-ai făcut frate, curios. Că nu e un Allah Akbar, e explozie controlată, știi? Să avem o moarte controlată, cum se spune, care era cuvântul, știi? Eutanasie. Explozie controlată, avem să ne eutanasiem, să mă eutanaseze Ronnie, gen controlat, nu să mă bată un zombie sau ceva, și pentru că așa vrem noi, ca să ne luăm acele iteme, dar nu ne-am culcat, deci rip, mai rămânește. Da, și am pus patrule, dar degeaba. Ai ceva cobol la tine? Am un stack, dacă vrei. Ia, dă-ncoa. Stacul de cobel. Eu acum trebuie să fac repede repejor cu sidurile pe care le avem ceva fermă. Mama mea, dar e complicat. Sau nu, știi ce facem? Pun fie... iau hău. Și...
O duc la film. Dumă. Am nevoie de siduri. Nu de sidurile, că nu văd siduri. Ah, le am aici. Și apă. A, uite acolo. O să trebuiască să spun dirt. Good, good, good. Și trebuie să mai fac rost de niște siduri. Deci vreau să... Îți dau găleata să apă? Să apă? Da. Nu, no, e aici apă, e ok. Bun. Mă descurc, Roni, cu ce am. Adică nu sunt pretențios. Mă știi doar. Așa se zvonește. Și uite aici. Și o să pun fix aici pe margine, o să pun cât dirt cuprinde. Deci o să umplu de dirt, Roni. O să facem o fermă atât de frumoasă. Deci... Oh! Să moară, mă, să nu mai facem... Oh! A fost un moment din acela rar când a bubuit creeper-ul și n-a bubuit nimic. Serios? Da. Apă pe jos sau ceva? Da, dar nu era în apă. Interesant. Aia zic și eu. Sau s-a bubuit, dar foarte puțin, gen s-a mai întâmplat de foarte multe ori. Dar și pe slab-uri, știi că e ceva bug? Frate, dacă nu știu cum îl prinde pe creeper într-o poziție ciudată pe slab or something, nu bube nimic. Adică bube creeper-ul, dar nu sparge nimic, știi? Nu grifează nimic. Ceea ce mi se pare foarte interesant, sincer. Chiar mi se pare super mega interesant. Uite aici mai putem pune așa. Nice. Oh, și o să mai am nevoie de dirt. Ronnie, de unde poți lua niște dirt? De la mine. Păi vină și dăm. Vin și dau. Punem aici, bam, bam, bam. Uite, Ronnie, ce părere ai despre ferma mea? Că e numai a mea, bineînțeles. Și mai am nevoie de siduri. Pune și tu dărp acolo mai... sau hai, dă-mi dărp. Ia, fă tu, pune-ți, fă-ți, că eu scupat cu... aici, băuți, fiecare cu șantierul lui. Fiecare cu șantierul lui? Da, după aia îmi zici că e, că n-ai făcut. N-ai făcut bine, Roni. Hai, sta și n-ai muncit, bla, 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 bla. Roni! Deci ce fain o să fac, opa, wrong task. Și eu mă gândesc ce fain o să fie ferma asta, oameni buni. What? S-a spart. S-a spart destul de repejor, aș putea spune, I should say. Ok, că facem acum un stone hoe. Bam, bam, bam. Și vreau să vrem timp încă o dată să nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă ne susțineți și vreți să apară crema în episoade. Hai că e ok așa, for the start. This is pretty good, I should say. E destul de ok. Așa că de început îi mai punem aici. Acum am realizat că nu trebuie să șomeze deloc furnalele alea, mă, pentru producție. Fagă-le acolo, frate. Tot cărbunele se vine la mine. Peți care bănele să apeleze la domnule Ronaldinho. De ce? De ce vine să spun Ronaldo sau Ronaldinho? Nu știu. Cum nu știi? Nu știu. Nu știi. Nu știu. Nu știu de asta. Nu știu. Nu știu. Uite așa. Băi, deci mai ai cobalt la tine? Nu. Am nevoie de cât mai mult cobalt. Avem, păi, oricum asta avem nevoie de foarte mult cobalt. Da. Nu știu dacă asta o să ducă. 1, 2, 3, 4, 5 parcă se duce apară în nou sau cât? 8. Cum 8, frate? 8. 8 în stânga, 8 în dreapta? Nu, cred că vrei să... Inclusiv sursa 8. Numără. 8 în stânga, 8 în dreapta? Au. Vine acum să fac ceva. Nu e adevărat ce zici tu, bă. Băi, adevărat. 8? 8. Atât de mult? 8, mă. Atât de mult? Așa știu, mă. Lasă-mă taci, oricum nu trebuie să facem nici nu știu ce. Aici mai punem așa să arate mai fain. No, bun. Și acum am nevoie de foarte multe feed-uri pentru că momentan cam asta va fi ferma noastră. Știi ce o să punem aici? O să pun niște cartofi și niște morcovei. Morcovei să mă iei de... Ei. Ne-am gândit. Am unde la același lucru. Hai încoace, Andrei. Ce? Dorești? Unde ești? No. Te ascult. O, ai... Ce faci, mă? Numără. Boss, am spus idiotule. Cât se duce apa prin... Dacă dau cu grebla și fac teren arat, cât se duce apa? Aaaa, 4. 4. Mulțumesc foarte mult, Roni. Wow, ce... Doamne. Te gândeai ce Dumnezeu așa, e? Da, ce... What is wrong with you, man? Bă, o să sparg astea. Și o să pun iară sidurile, uite aici, pentru că pe partea asta măcar să facem din... Să fac eu un din ăsta aici la îndemână, așa, jap. Era japiță. Un creeper pe aici, să nu-mi sară în cap. Da, bun, și aici o să punem restul de wheat, deci trebuie să mă apuc să
Iau foarte multe siduri. Mai e ceva siduri la tine sau nu? Știu. Nu. Ia? Nu. Păi și unde găsesc eu acum niște erboc? Nu știu. Nu știu. Nu știu, habar nu am, nu știu de asta. Nu știu de asta. Nu știu. Am găsit multe oi, le tai, dă-le în măsă. Bam. Tai ele, mă. Nu, le tai la propriu. Aha. Tai ele. Nu le tun pe fraiere, le tai. Tai ele. Dracu să fiți, mă, mă, ce faci, mă? Bam. Sucă. Întreată pasta, o tai și pasta. Cred că am făcut cam multe slab-uri, dar mi-am arătat de cine este șeful banilor, de pretutindeni. Da, puțin cam. Bun. Dar iau stă ok. O să am trei bucăți de lână, pot să fac un pat. Nu cred că aveam lână, nu? Sau aveam lână? Am eu 11 lână. Mulțumesc foarte mult că mi-ai spus. Păi știu niște patru să le dacă punem. Dacă m-ai întrebat. Le punem momentan în mijlocul nimicului, după aceea poate găsim un loc pentru ele în viitoarea noastră căsuță. Nu știu acum. Serios, tu de ce vrei să faci stone momentan? Ai să vezi și n-ai să crezi. Am luat eu acum niște stone oricum. Punem aici tătă, hai că vin Ronnie să văd ce faci, la ce muncești. Oh, oh, Domnule Ronald, dar ce lucru frumos faceți dumneavoastră, acilea. Stai că am dat kicks. Oh, mamă, și aici geamuri. Oh my god, cu ce te ajut? Fac niște uși, vreți să fac niște uși? Fă niște uși. Hai că mă să aduc lemn, pentru că am lăsat lemn în cufăr. Like știi ce mi-ar fi bun mie aici? Mm. Ce mi-ar conveni? Niște netherrack. De ce? Pentru că schele, știi? Ah. Am făcut ușe de spruz. E frumoasă sau? Merge la țară. Merge, merge. Da. Am ok, bă, și integrăm cumva, gen în crăpătura asta integrăm căsuța, nu? Da, da. Mamă, mamă, bun, ce face Ronnie aici? Dar de ce sunt geamurile atât de mari? De șmechere. Că șmechere? Dă-și mie și te stă un bric. Ba, fă-ți! Dă-mi! Bine, mă duc să-mi fac. Ia, mă, că nu mai am multe. Nu mai ai? Păi mă duc să-mi fac. Stau rău cu stau. Oricum mă duc să-mi fac. Și știi cum facem acolo sus? Facem așa în trepte. Vrei să iei trepte, normal. De ce crezi că le-am făcut așa de înalte? Toată lumea face asta, nu? Da. Everyone does that. Ok. Pac. Gata, boss. No, hai. Da. Fii antenă, fii antenă. Ronnie, maca, Ronnie. Dar știi că nu mă, uite așa, uite așa o să fie, ce mai bine fie, așa. Așa, exact, așa. Știi, ca să nu se vadă aici. Și aici o să fie așa, corect? Nu. Eu am crezut că tu ai înțeles ce vreau, dăm câtea trepte, dăm trepte. N-am trepte, fă-ți trepte, am aruncat tot. Dar ce vrei tu aici? Vrei să pui trepte așa direct? Bă, să vreau să pun... cam același lucru, dacă pui... Că gen putem pune trepte pe asta, boss, boss. No, ce vrei? Hai! Dacă ești maker, arată-mi, hai! Tocmai mi-a intrat în sevraj procesorul, nu înțeleg de ce. Adică, crapă? A luat că s-a turat. Păi bun, și aici acum stupăm, pentru că cu glass pain nu o să meargă bine. Aoleu, și-a făcut... Aici unde sunt trepte, unde sunt scările, o să intre aerul la noi în casă, Ronnie. Așa, și? Îți e frică să... Mi-e frică să... Te sufoci sau ce? Nu vreau să mă sufoc. Și aici vreau să... Să nu intre aer murdar, nu? Mă, aici tavan, zic, vreau să-l integrăm în munte, Ronnie, să fie frumos! Mai ar puțin și după aia intru în munte și se combină. Cine se combină cu cine? Ăsta cu piatra, că o să fie ca un fel de ruină, știi? Mai urci un pic? Mai urc puțin, da, și după aia... Mai urcă două nivele, să vedem, să-mi dau seama. Bă, se vede bine pe din dreapta, din stânga, să nu se vadă... păi bă, știi ce facem? Punem noi aici niște dirt, dacă îi știi. Păi aia, punem noi dirt și stone și așa și facem să pară ca și cum ar fi ruinele unei foste. Și aici urcă, gen să faci așa în scări, tavanul în scări, știi? Da, da, te îndrepți către ăla. No, beton. Mamă, fraților, cam asta a fost episodul. Avem și o casă temporară de succes în curând. To be continued, bineînțeles. Soon. Early Access, veți putea cumpăra acces pentru numai 74 de euro, numai de minut. Ronnie tocmai a pocnit un țânțar, cred. Da. Au. S-a auzit așa. Uite ce frumos arată.
Până și ușile se potrivesc cu tema de castel medieval, știi? Păi aia zic, că arată fain rău de toate ușile astea de spus. Da, bă, nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și dacă vreți să apară cât mai multe episoade din această serie minunată la noi pe canale. Și ne auzim data viitoare, am fost Andrei alături de Roni și v-am salutat pe toți. Ceau, bă, pa! Pa!